nostru important ia o decizie fără precedent. Ce contracte vrea să interzic? Adio, offshore 1.3. Se pregăte subliniere pe o decizie fără precedent în guvernul Viorica Dencil. Un ministru important vrea să ia o decizie radicală. Va interzice o serie de contracte. Eugen Teodorovici vrea un act normativ care să interzic companiilor care nu sunt transparente în ceea ce privește subliniere acționariatul firmei să aibă relații cu statul. Declarația ministrului vine în contextul în care există la nivel european o intenție de modificare a legislației acțiunilor la purtător. Eu am spus încă de anul trecut ce mi-a subliniere dori foarte mult să vede un act normativ care să interzic total, în ceea ce înseamnă relația cu statul, contractele companiilor care nu au totul transparent. E una se creezi în cara ta de origine, adică la noi în România, un astfel de caz care se permit în fiincarea de astfel de firme în România, pentru a aduce aici acele taxe sublinierei nu numai, dar să nu la sublinierei acele companii să fac contracte cu statul. Mi se pare că asta este abordarea logică, a afirmat Teodorovici. Într-o intervenție la Antena 3, întrebat dacă politicienii vor mai putea să subliniere aici în banii în offshore 1.3. subliniere dacă se schimb reglementrile privind acțiunile la purtător. Chestionat ce ar putea face pentru a pune în practic acest lucru, ministrul de Finance a răspuns. Susțin în continuare acela sublinierei lucru. E sublinierei o problemă de act normativ în Parlament sublinierei asupra căruia discutăm pentru ce e normal atunci când banul public, al contribuabilului, este pus în misubliniere care, adică într-un contract public, se subliniere tie foarte clar cine face acel contract. Ce companie sublinierei ce acționarii sunt în spatele acelei firme, toți până la ultimul. Să fie totul transparent, a mai spus Teodorovici.